Astăzi jucăm Stumble Guys și am o veste foarte bună pentru voi. Bine, probabil știți deja, dar dacă intrăm aici pe show, după cum puteți vedea, avem acest skin gratis și hai să luăm și noi. Se termină 7 zile, deci aveți 7 zile la dispoziție să-l puteți lua. Este un skin cu un iepuraș și încă un emote cu iepure și așa, și hai să le luăm acum, să vedem care e faza cu ele. Ok, hai să ne-l punem pe noi acum. Ia unde, la epice, parcă era epic sau ce era? Mă, ce era asta? Stai să dau așa, mă duc așa frumos. Și unde? Păi eu nu-l mai văd. What? A, nu era epic, era rar, dar chiar este tare, chiar este drăguț, chiar este frumos și așa. Și hai să ne punem și noi ăsta. Ne punem ăsta în loc de ce? În loc să ne punem de... În loc de ăsta, așa, ne punem și noi ăsta frumos și așa, să vedem cum e. Și hai să mai deschidem și aceste două spinuri și să intrăm și noi într-un meci și așa. O să apară harta nouă, de-abia aștept când o să apară, dacă ați văzut-o spuneți-mi, Rush Hour, parcă se numea și așa. Am făcut un video ieri, puteți să intrați acolo să vedeți despre ce e vorba așa cu harta asta și astea. Și hai să dăm și noi la spinurile astea gratuite, să vedem ce ne pică din ele și hai să vedem. Deci dăm și noi așa un match și dacă trecem prima rundă, nu avem voie să atingem culoarea care pică din primul spin, după a doua rundă nu avem voie să atingem culoarea care pică din al doilea spin și dacă ajungem în final, nu avem voie să atingem ambele culori care pică. Și hai să vedem dacă ajungem. Asta e toată treaba și nu uitați să vă abonați, să dați un like dacă mai vreți episoade de genul pe Stumble Guys și lăsați acolo în comentarii ideile voastre de challenge-uri pe Stumble Guys pe care vreți să le mai fac. Mă, dar pică numai tokenul și cu gemuri, ok, deci e roz. Nu avem voie să atingem mauve-ul ăsta, roz ăsta, banam. E o culoare așa între și între. Oricum, o știu, dar nu pot să zic exact ce. Spuneți-mi voi acolo în comentarii ce e mai exact culoarea asta. Și să dăm și al doilea spin. Bă, du-te pe skin, te rog. Bă, dar nu vreau, mă. Deci e roz și cu verde. În primul meci n-am voie să ating rozul ăla, mauve-ul ăla, ce-o fi. Și în al doilea meci n-am voie să ating gemurile, adică verdele, vreau să zic. Și în a treia rundă, că ziceam de runde, nu de meci. În a treia rundă n-avem voie să atingem ambele, și rozul acela mov, ce-o fi el, și verdele. Și hai să facem o chestie acum. Văd că mi-ați dat aici prietenie, mi-ați dat cerere pe aici și hai să dăm la cineva. Dăm așa random și 1, 2, 3 și stop. Răbo, accept și mai dăm la o persoană dacă e. Hai că mai dăm la o persoană. Cine e? Cine e? Ceaușescu sau David? Mamă, e cam mai mult pe Ceaușescu că e partea asta, dacă vedeți aici ăsta pe ecran. Și așa, și Ceaușescu, bravo, ai câștigat. Și hai să-i dăm și noi cu meciul, să-i dăm, deci nu avem voie să atingem culoarea aia mov, roz, ce-o fi ea, și în al doilea meci și a doua rundă nu o să avem voie să atingem verde, dar hai să vedem dacă ne calificăm, asta e toată treaba. Trebuie să ne calificăm, că dacă nu ne calificăm e cam nașpa treaba și așa. Și hai să vedem ce putem face în primul meci, în prima rundă, sper că o să câștig ăsta ea. Hai să vedem, trecem și noi așa frumos pe aici, bam, 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 și ne ducem, sărim, mamă, deci majoritatea au skin-ul ăsta și au buznac, e gratis și toată lumea trebuie să-l aibă și așa. Și chiar e tare, chiar e drăguț așa. Cred că când o să fac live, s-ar putea să fac mâine, adică vineri. După ce vedeți videoclipul ăsta, azi e joi, mâine o să fie vineri. Și s-ar putea să fac live, cred că cel mai probabil. Cel mai probabil eu așa mi-aș dori să fac live mâine. Nu cred că am nimic care să mă încurce și așa. Dar, da, să vă așteptați la un live și dacă intrați pe live, puneți-vă tot skin-ul ăsta, că vreau să ne jucăm cu skin-ul acesta. Și hai că m-am calificat aici printre primii, al doilea a fost și... Mamă, da, ok, n-a fost... Partea asta ce era? Era cu mov-ul. Mamă, bă, am uitat de challenge și am sărit pe astea și era pix culoarea aia. Da, uite cum am pierdut challenge-ul din prima, că am uitat de challenge, m-am luat la vorbă și am uitat de challenge. Și uite acum mi-am adus aminte, bă, bă, stai, da, eu trebuia să nu ating o culoare, mamă, și am crezut că e verde, dar de fapt prima rundă era cu mov, mă. Bă, deci am pierdut challenge-ul, dar măcar ai în a doua rundă să n-atingem, bă, prima rundă, am trecut de prima rundă, dar am pierdut challenge-ul, dar hai să vedem dacă în a doua rundă și a treia rundă, dacă ajungem și în a treia rundă, dacă pierdem și acolo challenge-ul, adică într-un fel challenge-ul e pierdut, dar hai să vedem pe runde cum o să fie. Așa, per total, e pierdut, că am atins, da. Ce să fac, am uitat, m-am luat la vorbă și, da, ia, Hot Wheels, deci aici n-am voie să ating verde, ok, să nu mă duc pe astea verzi, și la final, mamă, să nu ating nici de dinozaurul ăla, mă, păi, dar n-am voie să ating verde, asta înseamnă că n-am voie să mă duc pe, boosturi, ta, sper să-mi dea mașina aia albă totuși, să-mi dea mașina aia cu viteză, măcar atât să-mi dea, știi? Hai să sărim și noi pe ăsta, am prins-o, mamă cât de perfect am prins asta. Și hai să vedem, sărim pe aici, deci nu avem voie să trecem pe verde. Trecem pe partea asta, pe galben și am ajuns primul și cred că îmi dă mașina aia bună, nu? Bă, nu-mi dă, mă. Bă, și-ama, bă, fix în ultima secundă, nu pot să crezi. Aia, acum ating verdele măcar. Dar oricum challenge-ul l-am pierdut, dar vreau de data asta să nu pierd a doua rundă, măcar în a doua rundă să-l fac. Dar na, s-a mutat aia fix atunci, chiar n-am văzut când pic pe ea ăla sau cum făcea el așa. Cum să mai zice, mă? Pil pe ea,
pâlpâia, parcă, pâlpâia. Așa, în fine, v-ați prins și voi de idee și ne calificăm primul, mă, s-a dus din tenul ăsta așa, dar hai să vedem, sărim așa și bam, m-am calificat și hai și cu ultima rândă. Bă, în ultima rândă n-am voie să ating nici măvola, nici verdele, măcar în ultima rândă să respect challenge-ul, hai să vedem totuși. Și hai să vedem, am rămas ăștia, sunt de vreo 4-5, parcă. Vreo 4 de fapt, parcă eram cu același skin, cu skinul acesta de iepuraș și spuneți-mi voi acolo în comentarii dacă vă place skinul acesta, mie chiar îmi place, este drăguț, sincer. Și hai să vedem și jungle roll. Ok, jungle roll, trecem și noi pe aici și sărim așa în partea asta. După venim cu o idee de asta pe aici, sărim așa, mergem prin partea asta așa, încercăm să facem ceva aici, sărim, după sărim și aici, bam. Și hai să trecem și noi de partea asta, mă calific, bă, dar nu cred, cred că s-a dus ăla deja, de fapt, să duc beții, că știu să facă treaba asta pe aici, eu nu prea mă risc așa, că nu știu exact 100% cum să fac treaba aia acolo, dar aia e, măcar ia să vedem, măcar poate cine știe cum mă calific eu totuși într-un final, ia. Trec așa pe aici și trebuie să ajung și pe aici. Bă, da, de fiecare dată mi se întâmplă chestia acolo, dar eu nu pot să mă învăț, mă, să nu trec pe partea aia, că așa se întâmplă mereu. Bă, da, și aici, bă, da, eu nu înțeleg. Ăsta, de ce trebuie să rezolve textura asta, că până la urmă e tot din ăsta și n-ar avea de ce să nu pot să ating și așa, bă. Aia, bă, măcar de fapt n-am făcut nimic, am ajuns într-o rundă a doua, măcar am ajuns în ultima rundă, vreau să zic, în runda a doua am ajuns primul, dar n-am făcut niciun challenge, nici n-am îndeplinit obiectivul să câștig, nici n-am făcut challenge-ul, adică am atins chestiile alea și așa și nu trebuia să-l ating, bă, da, am uitat, a doua oară am avut ghinion, dar prima oară chiar n-am fost eu atent și am uitat de treaba asta ce trebuia să fac și așa, dar hai să vedem. Ia, hai să mai dăm așa de final, hai mai dăm la o persoană de aici, deci bam, 5, 4, 3, 2, 1 și stop. MGT YouTube, hai să vedem, ai primit și tu. Și da, deci dacă vrei să vă adaugi pe voi la prieteni, trebuie să dați like, subscribe dacă încă n-ați făcut-o, să lăsați acolo în comentarii numele vostru. Și să-mi dați și cerere aici dacă mai apucați, dacă nu lăsați doar comentariu, că e suficient. Și lăsați-mi, vă rog, idei de challenge-uri pe Stumble Guys pe care vreți să le mai fac în următoarele video de Stumble Guys, la video normali și la shorts-uri, cum vreți voi, dați creați. Idee pentru short, idee pentru video, cum ar veni, adică să spuneți pentru ce ați vrea să vedeți și așa. Și da, dacă mai vreți episoade de genul pe Stumble Guys, nu uitați să vă abonați, cum bine v-am zis, să dați un like și ia, mai e ceva pușoc pe aici, sincer, că nu știu dacă mai e ceva pușoc, mai sunt astea, oferta asta și, dar n-am, eu am 65 de gemuri, ce pot să fac cu 65 de gemuri? Nu prea pot să fac nimic, mamă, dar pot să dau la epic skin-ul ăsta, hai să dăm, ia, mamă, ce ar fi să ne pice legendar așa de sfârșit, cum făceam în perioada aia bună a timpului, pe timpul, iar nici și da, bă, doamne, bă, și dacă l-am pălat era tare, mă. Da, vreau să zic că poate ne pica și nouă legendară cum făceam în timpul iernii, dacă bine știți, dacă v-ați uitat la episoadele din timpul iernii, în care am făcut challenge-uri tot așa și trebuia să deschid, că am avut atunci gemuri băgase în bani în joc și așa, și trebuia să deschid eu cât mai multe de-astea și dacă nu respectam challenge-ul și așa, și mereu ultimul spin care era la final de episod cum a fost ăsta, mereu pica legendară sau specială, bine, legendară, de fapt că specială, cred că specială, singura specială e Frozen Valkyrie care era gratis, sau nu, nu a fost gratis, mi-a picat tot din de-asta, dar mi-a picat atunci, fix în primul episod când m-am apucat eu de filmat cu Stumble Guys și astea, dar da, cum bine v-am zis, dacă mai vreți episoade de genul pe Stumble Guys, nu uitați să vă abonați, să dați un like, un subscribe, cum bine v-am zis mai devreme și lăsați acum un comentariu, cum v-am zis, ideile voastre cele și așa, nu mai repet și astea și aveți mare atenție pe canal, deoarece cred că mâine fac live, cred că mâine chiar o să fac live, sincer, adică vineri, cred că o să fac live, deci să vă așteptați la un live și așa, activați notificările, activați-le ca să vedeți dacă fac sau nu și da, lăsați comentarii cu ideile voastre cele ce cu bine am zis, cu numele vostru, tot așa și da, cam atât. Sper că v-a plăcut acest episod. Cu voi a fost Rafael. Ne vedem la un nou alt episod. Pa, pa!